Suntem la coada lacului Tarnița. Am lăsat mașina. Da, la baraj mai exact. Și vrem să mergem la Piatra lui Lucaci, să vedem dacă nu e prea mare zăpușală și renunțăm pe undeva. Până la urmă asta a fost decizia, să o luăm spre Tarnița și apoi vedem mâine unde mergem. Pentru că aveam de ales dintre mai multe chestii. Pe lângă toate peșterile care mai erau în Apuseni, Vârtop, Peștera Urșilor, care sunt foarte frumoase și vi le recomandăm, Coiba Mare, Coiba Mică, Cetățile Ponorului, sunt foarte, foarte multe. Noi inițial voiam să mergem spre Vadul Crișului, spre Șuncuiuș, să facem Via Ferata, dar trebuie să ne întoarcem mâine, o să mergem în weekend la zbor, mâine este vineri și avem mult până acasă, așa că am luat decizia să facem ceva mai rapid în seara asta, adică să ajungem mai rapid și să avem timp să facem și ceva. Da, mai rapid, 4 ore. Prima parte a traseului este așa, pe un drum forestier, urcare nu prea, foarte puțină. Ce am avut, dar am întâlnit cu niște oameni care de la 11 sunt pe traseu și au coborât, au zis că e cel mai greu traseu din viața lor, nu știu ce. Au zis că nu prea merită așa pentru o singură poză, pentru un singur viewpoint să faci atâta traseu. A fost o intersecție cu un indicator cu punct roșu, practic e un circuit. O să mergem pe partea asta și o să coborâm pe lângă lac. Și vă mai arătăm. Acum e o porțiune pur și simplu de drum forestier prin pădure, nu avem ce să vă arătăm mare lucru, lacul nu se vede. Da, sunt curios cât facem noi, e ora, am plecat la 4:30, să vedem la când ne întoarcem. Hai că începe urcarea, țineți punctul roșu, destul de bine marcat traseu. Drumul forestier se cam termină aici. Haide. 5:20, fix o oră am făcut până aici. Nu știu cât am mers susținut, oricum am făcut decât o pauză scurtă. Opa, am ieșit în primul platou. Au luat oamenii de mai devreme, dar au zis că au urcat o pantă abruptă cu stânci. Da. Uite, Piatra lui Lucaci, 1,5 km. A unde scrie? A, încolo, în dreapta. Stai să mă duc să vad lumea. Hop. Deci cum vii aici în Păieniță, faci stânga. Bam. Pe lângă copacul ăsta e și marcajul acolo cu roșu. Măsuță. Și acum am înțeles că urmează coborâre. Și un miros plăcut de la pământ. Da, da. A, știi ce miroase? Așa, uite, de asta, ajutoare. Sunt ziene, parcă se numesc astea. Noaptea sunt ziene. Hai că e soare, soare periculos aici. Stai să vedem că poate urcare de abia acum începe. Noi suntem sus, ce urcare să mai începe. Da. Pot să mai vorbesc aici în timp ce vă filmez, mi se pare ideal cadrul ăsta și care și în fața camerei și camera odată cu merge odată cu mine și povestim în spate. Ce nu mi-a plăcut în alții munți, cum ar fi Elveția sau Norvegia, e că nici unii nu spun cât mistreți. Nu spun câte ore faci. Îți dau distanță pe kilometri. De exemplu, la Trolltunga se arăta 11 km. Păi știu eu acum cum o fi terenul, că 11 km deal-vale, înseamnă una. Înseamnă, nu știu, 5 ore. 11 km drept, probabil că înseamnă 3 ore. 11 km în sus, înseamnă mai mult de Everest, nu știu, câteva zile. Și atunci, în România, văd că traseul ăsta e marcat și în kilometri și în ore, ceea ce mi se pare ideal. Poți să aproximezi, cineva l-a făcut, s-a uitat la ceas și a zis, domnule, atâta faci, ați înțeles ce am vrut să zic, sper. Începe să se vadă lacul, e un prim Bellevue, sau cum se cheamă așa. Am făcut o oră jumate, cât este ceasul, baby, e fix, nu?
Am plecat la 4 jumate. Deci nu 2 ore jumate, am făcut 2 ore jumate, dar am dat ca lumea să vă rezervați mai mult timp totuși. Deci asta e panta aia de care se plângeau oamenii. Asta e nașpa de urcat. Este mai ok să faci în sens invers, cum am făcut noi. Da. Dar cât e panta la soală și sub piatra lui Lucas și la coborâre. Doamnelor și domnilor, este ora 6:05. Și se pare că am ajuns. Wow. Am nimerit bine mai după amiază, așa spre apus, că nu sunt oameni, suntem singuri aici, ceva rar, că am văzut că e destul de populară în ultima vreme. Asta că e în timpul săptămâni. Da. Deci, merită? Nu prea. Mi se pare că merită. Chiar merită să faceți urcușul ăsta pentru priveliștea asta de sus. E într-adevăr solicitantă urcarea. Noi am putut să o facem într-o oră jumate. Acum să vedem și coborârea cum o să fie. Se vede foarte fain, sunt oameni cu caiace. Puneți-ne și voi în comentarii dacă ați face 4 ore pentru imaginile astea. Pentru o singură poză, că de fapt e un singur viewpoint. E un singur viewpoint, da. Puneți și voi în comentarii, bă, aș face, aș merge 2 ore dus, 2 ore întors. Pentru mine nu prea merită, nu merită, ce să mai. Și aici e bine că ne completăm noi. Da. Unul, când e unul negativ, altul e pozitiv și invers. Hai! Încă o călătorie reușită. A, uite că se vede îndepărtare pur. Da. Am găsit alt viewpoint. Era un pe indicator. Scria 5 minute. Fraților, acolo se vede un baraj, acolo nu s-au luat mașina și am venit pe mal așa, am urcat aici în vârf și acum trebuie să ne ducem probabil până jos, pe aici, pe lângă iar să ne... Mamă, cât avem de mers! E ora 7, cu tot cu poze, cu filmare, să-i dăm bătaie de întors. Ăsta o fi traseul, mă, cu stânci, de care ziceau copiii. Traseul cu stânci, că a urcat la bușile, cu fii, copății. Într-adevăr, pe aici e urcarea mai susținută, să zic așa. Și de-aia vă recomandăm să urcați până am urcat noi. Pe drumul forestier la lung, așa. Avem lacul pe dreapta. Se aud băieții acolo la plajă cu berile în mână. Ah, mai poate. Stai seama, eu fac aici trasee 4 ore pentru o poză. Păi, pe ce? Și în concediu meu. Ia uite acolo, loc și opulență, cu caiace, cu alea, și eu mâine încep munca. E mai greu traseul ăsta. Ia și la coborâre, urci, cobori, urci, cobori. Nu e drum forestier. Da, clar, prefer să-l
cobor decât să-l urc pe ăsta. Eu aș prefera să cobor pe aceeași parte, deși e plictisitor, măcar îl știai pe ăla, era numai coborâre trei sferturi. E mai frumos că vezi și lac. Da, vezi altceva. Aici traseul se intersectează cu linia albastră, nu știu de unde duce asta. Deci o să aveți punct roșu și linia albastră. Dacă veniți pe ăsta, urmăriți numai punctul roșu. Linia albastră nu urmăriți, o lăsați să ducă în față, pe lângă lac. Ia uitați unde suntem noi. Am găsit un loc mai ușor de intrat în apă și am sărit aici în apă. Ce bine că recurești. Din păcate am greșit și nu mi-am luat tricou de sintetic care să usucă cu scaie rapidă. Mi-am luat tricou de bumbac și s-au dat și ca așa pe mine. Da, transpirea nu-mi place. Nu e așa rece apa cum așteptam. E chiar mișto. Acum nu mi-e invidiez pe aia. O bere rece mai lipsește și... Aș fi câștigat din ambele lumi. Și traseu și bere și baie. Hai, să vin și eu. Hai și tu. 8 și 10. Noi am urcat prin dreapta, am făcut o oră jumate și am coborât prin stânga și am făcut până aici o oră și 10 minute. A fost nașpa urcarea asta ultima. Victor zicea să mai fac o baie în lac. Da, deja mai întârziam un sfert de oră. Mi se pare mult mai greu să urci prin stânga. Cel puțin ce am văzut la coborâre acum. Băi, am ajuns. 8:30, domnilor și domnilor. Ce priveliște!